Filmul începe arătându-l pe Sean, coborând la o stație de metrou. Pare un băiat politicos și tăcut. Ajunge într-un colț de lângă Radio City Hall pentru a vinde marfă contrafăcută. Când începe să atragă niște clienți, câțiva tipi încep să lărțuiască ca să-și mute marfa, pentru că le ocupă teritoriul. Băieții ăștia lucrează pentru un bărbat pe nume Harvey, care este și el acolo. O ceartă izbucnește, în care Harvey observă că Sean este talentat, l-a dat cu pumnul. Sean încearcă să lupte pentru banii și marfa lui, dar nu poate recupera nimic. Îl vede mergând la furnizorul său, care este un bătrân, și îi spune că locul pe care l-a ales nu a fost o experiență bună pentru el. În timp ce se întoarce cu o cutie plină de lucruri, îl vedem pe Harvey prin fereastra unui restaurant și le recunoaște. El vine să vorbească cu el și îi cere banii înapoi. Harvey nu reacționează agresiv și pare fericit să-l vadă pe Sean. El încearcă să-l calmeze și dă banii înapoi. Harvey îl urmărește apoi spunându-i că are o propunere pentru el. El spune că poate câștiga 5.000 de dolari pentru o luptă dacă acceptă oferta. Sean încearcă inițial să nu accepte, dar în curând este convins de cuvintele lui Harvey și banii ușor pe care i-ar putea face. A doua zi, Harvey trimite un mesaj lui Sean și îi spune unde și când să-l întâlnească. Când Sean ajunge acolo, îl întreabă constant pe Harvey despre luptă și despre banii pe care îi va primi. Harvey liniștește și îi spune că vrea mai întâi să-l prezinte pe Sean la oameni. El spune că trebuie să lucreze mai întâi la prezentare și îi dă haina lui. Apoi se plimbă puțin și se întâlnesc cu doi bărbați. Harvey îl prezintă pe Sean ca pe un tip alb care a mers la facultate, încercând să-l vândă bine. Celălalt bărbat, Tom, nu reacționează amabil la aceste cuvinte și îl tachinează pe Sean, spunând că nu a auzit niciodată de acest băiat alb care a mers la facultate. Sean răspunde că nici el nu a auzit de Tom. Harvey încearcă să calmeze situația, iar bărbatul acceptă să aranjeze o luptă pentru Sean, deși nu pare foarte entuziasmat. Harvey trimite un mesaj lui Sean, spunându-i că i-a găsit o luptă de 5.000 de dolari. În noaptea următoare, Sean are prima sa luptă într-o biserică din Brooklyn, împotriva unui băiat rus. La început, Sean este puțin incapabil să reziste loviturilor de pumn, dar în cele din urmă, îl lovește pe băiat și îl împinge de perete, făcându-l inconștient. Toată lumea pariase pe Sean că va pierde, dar după victorie, ei îl încurajează oricum. Mai târziu, Harvey îl duce pe Sean într-un club din partea VIP. Acolo, un bărbat pe nume Martinez se apropie de Sean și vede o tensiune între el și Harvey. În timp ce Martinez vorbește cu el, Sean o vede pe fata care i-a vândut o carte falsă a lui Harry Potter când a fost bătut de acoliții lui Harvey. El se apropie de fata și îi cere să iasă, dar ea refuză politicos, spunând că va reconsidera propunerea dacă se vor întâlni din nou. Îi spune doar că o cheamă Zulai. Sean se întoarce la Harvey, întrebându-l despre lupta de 10.000 de dolari despre care vorbea Martinez, iar el îi spune să-l aștepte la masa lor. În timp ce Sean așteaptă ca Harvey să se întoarcă, vine un bărbat și se așează pe canapea lângă Sean și fata. Le spune să plece, pentru că acum că s-a așezat, locul este al lui. El este foarte nepoliticos cu fata, când încearcă să vorbească cu el, dar apoi îl recunoaște pe Sean. Aflăm că Sean și Evan se cunosc, deoarece acesta din urmă lupta pentru tatălui Sean. Putem vedea clar că nu este o relație bună între cei doi, pentru că Evan începe să se comporte în mod arogant față de Sean. Harvey intervine și încearcă să calmeze tensiunea, dar Evan îi spune să se ducă să-i spele mașina. Sean și Harvey părăsesc clubul mai târziu. Sean așteaptă în afara clubului, sperând să se întâlnească cu Zulai când pleacă după schimbul ei. El îi spune că a încercat să-și ia soarta în propriile mâini și în acel timp îi plătește taxiul. Când vine dimineața, îl vedem pe Sean dormind pe o bancă din parc, cu o geantă lângă el, indicând că nu are unde să locuiască. Între timp, Harvey se apropie de Sean care doarme. Sean încearcă să mintă spunând că a dormit cu un minut în urmă, dar Harvey înțelege situația. Îi spune lui Sean să vină și să locuiască cu el, deoarece are mai mult spațiu. Aflăm și mai multe despre Harvey, care vorbește despre vânzarea de bilete false la spectacolele de la Broadway și că vine din Chicago. În acea noapte, Harvey are o luptă mare pregătită pentru Sean. Va trebui să se confrunte cu un adversar mult mai mare decât el, în spatele unui magazin din Bronx. Mulțimea este emoționată, iar lupta începe prost pentru Sean. Adversarul lui Sean îl trântește la pământ și începe să-l sufoce din spate, iar Sean nu poate scăpa de el. Acolitul lui Harvey lovește cu piciorul capul adversarului, eliberându-l pe Sean. Băiatul fuge în magazin și mulțimea urmărește lupta. Cineva dă jos băutura proprietarei, iar ea se enervează, scoțând o armă și trăgând. Lovește urechea băiatului când el și oamenii lui Sean fug împreună cu el și niciunul dintre luptători nu primește bani. Într-o zi, Sean așteaptă ore întregi în afara locului de muncă lui Zulai pentru a întâlni și cere să iasă împreună. Fata acceptă și începe încetul cu încetul să se cunoască mai bine, iar el îi cumpără un iepuraj roz. După un timp, fata se ridică să plece și el se oferă să-i plătească mâncarea, spunând că a fost o întâlnire.
Se întoarce la casa lui Harvey, unde bărbatul îi spune despre luptă pe care a pregătit-o pentru Sean vinerea viitoare. Sean îl întreabă pe Harvey cum a reușit să obțină după mizeria pe care a făcut-o în Bronx, iar Harvey răspunde că are contacte bune. Îi spune că de data aceasta, când adversarul începe să-l sufoce, trebuie să accepte înfrângerea și să lase să câștige, așa vor câștiga mulți bani. Cu toate acestea, Sean este împotriva acestei idei. El nu vrea să trișeze, vrea să facă bani, dar asta nu înseamnă că va începe să piardă intenționat pentru a câștiga pariuri. Încep să se certe și el îl menționează pe Martinez, spunând că îl poate părăsi pe Harvey și să înceapă să lucreze pentru el. Acest lucru îl înfurie pe Harvey, care îl dă afară pe Sean din casa lui. Cu toate acestea, mai târziu, iese și îl găsește pe Sean în fața ușii sale din față, afirmând că nu-i va mai cere lui Sean să trișeze, așa că îi se împacă. A treia luptă a lui Sean este într-un loc elegant chinezesc. Următorul său adversar este un luptător de arte marțiale. Lupta începe și ia ceva timp lui Sean să-și înțeleagă bine adversarul. De fapt, el este și lovit de câteva ori, dar în cele din urmă reușește să efectueze mișcarea de sufocare și să câștige lupta. Ei merg la club pentru sărbători, unde Sean se întâlnește din nou cu Evan afară. Evan profită de ocazie pentru a-l bajocori și a insulta pe Sean, iar cei doi aproape ajung să se lovească unul pe celălalt. Zula îl calmează pe Sean și le ia acasă cu ea. În timp ce deschide ușa apartamentului său, este un anunț de chirie neplătită pe care Sean îl observă. Întâlnirea lor improvizată este întreruptă de bunica și fiica lui Zulai, dar totuși reușește să aibă o seară frumoasă împreună și aproape ajung să se sărute. Mai târziu, Sean se întoarce la Harvey și primește partea lui din bani. El îi cere lui Harvey să aranjeze o nouă luptă, spunând de asemenea că a cunoscut o fată și din moment ce are niște probleme cu banii vrea să o ajute. Menționează numele fetei și observăm că Harvey o cunoaște, dar nu spune nimic. A doua zi, Harvey o vizitează pe Zulai și o întreabă de ce nu i-a spus că se întâlnește cu Sean. Ea îi spune că nu este treaba lui, iar el îi spune să fie atentă cu Sean și să nu se atașeze emoțional, pentru că el ar putea pleca în orice moment și asta ar putea să o rănească. Apoi Harvey merge să se vadă cu Jack și să-l întrebe despre alte lupte la care poate să participe. Jack îi spune lui Harvey că va avea loc o luptă de $100,000, o luptă directă cu Evan. Oamenii o să fie foarte entuziasmați pentru că aceasta este o luptă personală. Harvey știe cât de periculos este Evan, fiind un boxer profesionist, dar acceptă oricum. În acea seară, Harvey spune lui Sean despre lupta viitoare, dar vrea ca el să piardă intenționat, astfel încât să nu riște viața. Sean refuză încă o dată, spunând că nu este dispus să trișeze și să piardă intenționat o luptă. Harvey spune că nu va primi niciun trofeu pentru faptul că este moralist, este vorba doar de a câștiga bani. Dacă pierde fără să-și accepte înfrângerea, nu vor primi nimic. El continuă să insiste și să-l convingă, dar Sean îl respinge. Harvey îl întreabă dacă îl va lovi, așa cum l-a lovit pe tatăl său, iar acest lucru îl înfurie cu adevărat pe Sean, care îl avertizează pe Harvey să nu mai pomenească niciodată pe tatăl său. După aceea se duce la casa lui Zulai și își petrec noaptea împreună. Dimineața, Zulai îl roagă pe Sean să-i spună despre familia lui. El dezvăluie că motivul pentru care relația cu Evan nu este bună este că tatăl lui Sean a antrenat echipa de lupte în care el și Evan au luptat. Se pare că tatăl lui Sean l-a iubit pe Evan mai mult decât pe fiul său, ceea ce l-a deranjat. După ce s-a săturat, l-a lovit pe Evan, iar când tatăl lui Sean a încercat să-l liniștească, fără să-și dea seama cine este, l-a lovit și pe tatăl lui. Nu l-a văzut și nu a auzit de el de la incident și crede că probabil nu va fi iertat niciodată. Harvey bate la ușă, iar Sean bănuiește că Zulai și Harvey au relații sexuale și devine furios. Harvey explică că Zulai pariază pentru el, iar Sean pleacă, simțindu-se trădat că Zulai i-a ascuns asta. Sean acceptă în cele din urmă să trișeze înfrângerea, iar Zulai pune pariurile pentru un total de $500,000. Sean și Evan se luptă cu Zulai, Harvey și ceilalți în picioare. Evan îl bate pe Sean și începe să-l sufoce și se pare că Sean este pe cale să renunțe. Dar cu toate acestea, el reacționează și îl bate pe Evan. Sean câștigă, bătându-l pe Evan până când leșină. Martine se apropie de Harvey și îl informează că este un om mort. Mai târziu, acasă, Harvey spune lui Sean că în ciuda acordului lor, el a vrut de fapt ca Sean să câștige. El îi spune să plece, înainte ca oamenii lui Jack să vină să-l omoare. Sean zâmbește și dezvălă că Zulai a inversat în secret pariurile, pentru că știau că el nu va accepta, așa că arată geanta cu $1,000,000 înăuntru. Îi propune lui Harvey să vină cu ei, pentru că pleacă din oraș. Zulai sosește cu mașina pentru a-i lua pe Sean și Harvey și toți pleacă din New York, împreună cu fiica și bunica lui Zulai. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!